La data de 25 iunie anul curent, polițiștii secției 3 Timișoara au identificat două persoane suspectate de comiterea unei tâlhării. În jurul orei 16:35, polițiștii au fost sesizați de către o timișeancă despre faptul că au observat pe strada Chișodei doi tineri, unul dintre aceștia având semnalmentele celui care în data de 20 iunie anul curent a deposedat-o prin violență de lănțișorul pe care îl purta la gât. Deplasându-se de urgență la fața locului, polițiștii au depistat doi tineri în vârstă de 20 de ani, respectiv 17 ani, din Jimbolia și din Timișoara. Cei doi tineri au fost conduși la sediul secției, fiind suspectați că în data menționată anterior i-ar fi sustras prin smulgere femeii de 29 de ani lănțișorul din aur cu două pandative, creându-i un prejudiciu în valoare de 750 de lei. Cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie. Suspecții au fost reținuți pentru o perioadă de 24 de ore în cursul dimineții, fiind prezentați parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara cu propunere de arestare preventivă.